Ce burghie putem să folosim când vine vorba de găurirea plăcilor ceramice și aici mă refer la gresie, faianță sau chiar și ceramică. Foarte mulți dintre noi apelează la varianta clasică când vine vorba de găurirea plăcilor ceramice și aici mă refer la burghiele clasice pentru beton. Am aici un Rocket 5 tot de la Proian care poate să dea găuri prin plăcile ceramice, dar există riscul ruperii lor sau crepării plăcilor ceramice. De cele mai multe ori orificiul de găurire, gaura respectivă, nu este cea mai curată, nu este cea mai bună și atunci trebuie să ne ducem către o variantă mai curată, o variantă mai rapidă și să nu riscăm să deteriorăm placa. Pentru că am ajuns în anul 2022 pe final, când materialele de construcții sunt foarte, foarte scumpe și atunci nu merită să riscăm să distrugem o placă ceramică de gresie sau de faianță care poate să coste foarte, foarte mult pe metru pătrat. Există multe variante mai bune decât utilizarea burghiului clasic. Astăzi am pentru voi un burghiu special diamantat pentru găurirea plăcilor ceramice cu autorăcire de la Proian. Ce vine livrat în această cutiuță, există diverse modele, chiar și cuprindere M14 pentru polizoarele unghiulare. Acesta este deja testat, puteți observa și câteva cadre cu el cum arăta de nou. În această formă este deja testat, iar în interiorul burghiului, practic asta este magicul efect pe care îl are, în interior are o ceară și răcește chiar și diametrele acestea foarte mici. Spre exemplu, acesta este un burghiu de 6 mm cu o coadă hexagonală, după cum puteți observa. Există și variante, bineînțeles, mult mai mari, o să vă las un link în descrierea clipului către sculeshop.ro sau către catalogul Bolman, care este divizia de sculea celor de la Creativ. Așa arată burghiul și este o variantă foarte bună, o variantă destul de des utilizată de către constructori sau de către montatorii de grese și faianță, pentru că riscul de deteriorare a plăcilor este foarte, foarte mic, iar orificiul are o toleranță nu foarte mare, cum ar fi în cazul burghiului clasic de găurire beton, acesta care are 4 colțuri sau 5 colțuri sau 3 colțuri de tăiere în partea din față. Mai există în schimb încă o variantă foarte bună pe care eu o folosesc de foarte mult timp și anume burghiele Proian Cristal, care se folosesc în special pentru sticlă. Ele sunt dedicate cumva pentru sticlă. Putem observa acest vârf care este foarte, foarte ascuțit. Nu sunt cele mai recomandate pentru ceramică, de aceea aș vrea să vă îndrum cumva către modelul acesta de burghiu care este conceput special pentru a găuri plăcile ceramice. În schimb, se poate găuri foarte bine și cu acest burghiu, placa ceramică, doar că rezistența lui pe plăci ceramice nu este atât de mare, cum ar fi cazul acestui burghiu dedicat pentru plăcile ceramice, care are și sistem de autorăcire. V-am prezentat încă două modele ca să vă faceți un pic o idee despre ce ați putea folosi în cazul în care nu vreți să folosiți aceste burghie. Eu l-am testat, puteți observa și testele, se descurcă foarte bine, chiar dacă diametrul de 6 mm este foarte greu de controlat. Ăsta ar fi minusul pe care îl văd eu în legătură cu aceste burghie. În mod normal, conform schiței și exact așa știam și eu de la început că se face, dar din fericire cei de la Proian, după cum ne-au obișnuit, pun în pachet și schițe și recomandări de utilizare. Practic se începe găurirea la un unghi de 60-75 de grade, nu știu cât de bine puteți observa voi aici. După ce și-a format puțin loc, deci intrăm cu el așa, bineînțeles el rotindu-se la turație mare, după care îl întoarcem în poziția perpendiculară pe suprafață, îl întoarcem la 90 de grade și apăsăm. În timpul apăsării mișcăm de el stânga-dreapta ușor, iar informațiile legate de turație o să le găsiți în cutia de livrare pentru fiecare burghiu în parte. În acest format cu coadă hexagonală sunt disponibile variante între 5 și 16 mm în diametru și se folosesc la o turație maximă de 1500 de rotații pe minut. Eu am dat cu el la 1400 de rotații pe minut și s-a descurcat bine, după care urmează variantele pe M14, care sunt pentru polizoare tot așa între 6 și 16 mm la 14.000 de rotații pe minut maxim, iar între 18 și 100 de mm se pot folosi între 10.000 și 14.000 de rotații pe minut. Așadar, sunt burghie care se pot folosi la o turație destul de mare, nu trebuie neapărat foarte bine menajate, atâta timp cât au în interior ceara aceasta de răcire, pentru că burghiul o să fie tot timpul la o temperatură controlată, nu o să se încingă foarte tare. Acum, întrebarea
care probabil stă pe limba oricui. Ce facem după ce se termină această ceară? Ea oricum are un timp îndelungat de topire. Eu am făcut 3 găuri și cred că s-a consumat, nu știu, un milimetru, nici măcar un milimetru, foarte puțin. Deci estimez eu că folosind burghiul acesta de 6 mm o să avem ceară în interior suficientă pentru aproximativ 100 de găuri. Nu zic că este așa, estimez doar că ar fi așa. După ce se termină această ceară, eu am găsit o soluție personală. Nu cred că e cea mai bună, cea mai grozavă, dar este o soluție, și anume puteți să cumpărați un bloc de parafină, aceste pătrate de parafină, introduceți burghiul rotindu-se în parafină, el se umple automat până undeva aici sau cât de mult puteți să-l introduceți în parafină, după care ceara aceea respectivă, parafina o să rămână în interior și se va topi în momentul în care găurim. O altă variantă ce se folosește foarte bine pentru răcire după ce se termină ceara din aceste burghie, pentru că ele au o durată de viață foarte mare și nu o să se distrugă burghiul propriu zis, practic o să se termine lichidul de răcire din interior, atunci puteți să folosiți un burete și apă pentru a-l răci. La diametrul acesta de 6 mm s-ar putea să fie destul de complicat să introduceți un burete aici în interior, așadar îl puteți răci direct cu apă dacă vreți să faceți asta. Dacă nu, la diametrele mai mari puteți să introduceți burghiul propriu-zis printr-o bucată de burete, el o să decupeze buretele, iar bucata respectivă o să rămână în interiorul burghiului, pe care pur și simplu îl băgați într-un vas cu apă. Buretele o să se îmbibe foarte bine cu apă și o să elimine apa în momentul în care găuriți. Asta ar fi o variantă, să zicem, mai simplă, mai accesibilă, un burete băgat în burghiu, îl introducem în apă, după care găurim cu el. Vă dați seama că nu o să fie cazul să faceți 100 de găuri repetitive cu un asemenea burghiu, pentru că de obicei la montajele sanitare, acolo se dau foarte multe găuri, sau la montajele de grese și faianță, unde avem țevi ieșite din perete, tot așa acolo se folosesc foarte bine burghiile de genul acesta, în diverse diametre. Cam atât despre el, aștept să-mi spuneți părerea voastră jos în secțiunea de comentarii. Sunt tare curios dacă folosiți așa ceva, dacă da, ce dimensiuni și la ce le folosiți. Dacă vreți să le achiziționați, în descrierea clipului o să vă pun un link către magazinul online schooleshow.ro, iar dacă v-a plăcut acest videoclip, nu ezitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!